În programul RABLA 2013, înscrierile persoanelor fizice și juridice se vor face de luni 10 iulie. Aproape 290 de colectori, rematuri și peste 100 de dealeri auto s-au înscris anul acesta în programul RABLA. Listele cu cei validați urmând să fie publicate pe site-ul AFM. Persoanele fizice se vor putea înscrie de luni la colectorii validați, în timp ce cele juridice se înscriu la administrația fondului de mediu. Pentru a beneficia de voucherul de 6.500 de lei pentru casarea unui autovehicul mai vechi de 10 ani. Administrația Fondului pentru Mediu va emite 20.000 de tichete, dintre care 17.000 pentru persoanele fizice și juridice și 3.000 de tichete pentru instituțiile publice. Pentru cumpărarea unui autovehicul nou se va utiliza un singur tichet valoric, față de 3 tichete câte se foloseau în trecut, însă valoarea noului tichet este de 6.500 de lei, față de 3.800 de lei cât a fost acordat anul trecut. Un alt element de noutate a programului RABLA se referă la perioada în care poate fi utilizat tichetul primit. În termen de 45 de zile, cei care doresc să-și achiziționeze un autovehicul și dețin un tichet valoric, îl pot depune la dealer. Pentru evitarea traficului cu tichete valorice, s-a decis ca termenul în care proprietarul unui autovehicul obține certificatele de distrugere, de radiere și tichetul să fie de maxim 10 zile. Repartizarea tichetelor valorice nu va fi egală în fiecare județ și va ține cont de numărul mașinilor mai vechi de 10 ani din parcurile autojudețene. Cumularea ecotichetului cu tichetul RABLA este posibilă în cazul achiziționării unui autovehicul electric.